Bună dimineața! Au trecut doar 4 zile în care n-am filmat absolut deloc. 2 dintre ele am fost acasă, dar am avut o migrenă groaznică și încă 2 zile în care am fost la serviciu. N-au trecut foarte multe zile în care n-am filmat, dar având în vedere că am fost atât de consistent în ultima vreme pentru voi și am încercat să filmez chiar și mai multe clipuri într-o zi, ei bine, mi se pare că n-am filmat de 10 ani și sunt atât de entuziasmată, așteptam atât de mult ziua de astăzi, este sâmbătă, sunt liberă, m-am trezit de dimineață cu energie, mă simt bine, nu mă doare capul și, o, Doamne, am atât de multă energie și vreau să filmez astăzi pentru voi 2, dacă nu 3 clipuri, dacă mă ajută George când vine acasă și nu e obosit, chiar dacă vorbeam cu el prin mesaj și mi-a spus că n-a dormit foarte bine aseară, el are niște probleme cu somnul și tot se trezește, mă rog, are seri în care nu se odihnește ca lumea. Dar, până atunci, ne apucăm de și anume primul clip, care este, după cum ați văzut și din titlu, colecția mea de papuci de vară, de încălțăminte de vară și nu neapărat de vară, pentru că o să includ aici și bocanci, ciocate și așa mai departe, chestii pe care mie îmi place să le port mai mult vara decât iarna, ați râde. Și ca să pot să fac lucrul ăsta, va trebui să intru în acest dressing de pe hol, care este unul absolut imens, absolut imens, în care am haine de iarnă, haine de-a lui Măicuța, lucruri de-a lui Măicuța, papuci, haine care sunt postate pe Vinted și n-au ce să caute aici pentru că eu am o secțiune separată în dormitor doar pentru Vinted, tot felul de chestii, nu știu, papuci de-a lui George, aici e o chestie de-a lui George. A, mi-am adus aminte că am văzut adidașii lui George, vine ziua lui în curând și deja și-a primit cadou de la mătușa, o pereche de adidași pe care știu că și-i dorea de cel puțin 2 ani de zile de când l-am cunoscut eu. Ăștia sunt, sunt un pic cam scump dacă mă întrebați pe mine, adică sunt o pereche de adidași totuși, dar mă rog. El este foarte fericit și când i-a cumpărat adidașii ăștia, mătușa, au fost extraordinar de drăguță și mi-au cumpărat și mie niște veselă de la Zara Home și o am aici și întorc camera să vă arăt. Bine că mi-am adus aminte. E vorba de aceste 4, sunt 2 boluri cu rujuleț așa auriu și care îs foarte micuțe, sunt perfecte pentru dietă. Știți că atunci când îți pui tot ce ai de mâncat într-o farfurie mai mică, ai impresia cumva că mănânci mai mult. Deci e foarte bine când ești la dietă sau, mă rog, încerci să duci un stil de viață sănătos, să mănânci din recipiente mai mici. Și farfuriile astea, de care sunt efectiv, care sunt tot sub formă de castronele, dacă mă întrebați pe mine, sunt efectiv superbe, deci n-ai cum, regale, uitați-vă o leacă la rujulețul ăsta și cum e aici, așa, și nu știu cum se vede pe cameră, dar în realitate sunt atât de micuțe și, Doamne, sunt atât de drăguțe, mulțumesc din suflet, mătușa. Vă spuneam că e sâmbătă, este ora 10, mă speriase că mă vedeam în oglindă în spate, este ora aproape 10, nu e chiar 10, 10 fără un sfert cam, și mă apuc de treabă pentru că v-am zis, până vine George, eu vreau să mai filmez încă un clip, să fac niște mâncare pentru el, dar voi veți vedea asta în clipul următor. Am niște rețete extraordinare pe care le-am găsit și sper din tot sufletul să-mi iasă, așa că stați cu ochii pe canal, dați un subscribe dacă sunteți pentru prima oară aici sau poate că vă uitați, dar n-ați dat până acum, atingeți și clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez, pentru că vă promit clipul care va urma, Doamne, sper din tot sufletul să-mi iasă rețetele alea și să iasă exact așa cum trebuie să iasă. Bun, haidați! Acolo sus sunt papuși de-a lui Măicuța, acolo sus sunt lucruri de-a lui Măicuța, aici nu știu ce papuși de-ai mei îs, cred că-s de vară, și aici iarăs papuși pentru Vinti, trebuie să-i scot de aici, aici iarăs papuși de-ai mei tot de vară, aici nu pot să arăt tot, dar sunt niște haine de-a lui Măicuța, aici sunt chestii de iarnă pe care nu vi le voi scoate de aici, că n-am unde să le pun, aici sunt tot chestii de iarnă de-ale mele, ups. Acolo jos iarăs niște papuși de-ai mei, aici papuși de-a lui George. Haideți să vedem cum rezolvăm toată dezordinea asta. Bun, deci am scos de aici cele 2 și acum mă spun să le scot și pe astea. Acolo sus o să le las că s-a lui Măicuța și eu fac doar provizoriu curățenia asta ca să-mi scot eu toți papucii de vară, pentru că oricum vom mai face o dată atunci când va veni Măicuța.
Îmi pare rău că e întuneric aici. Deocamdată noi nu știm, măicuța, când va veni acasă, în ce cameră va sta, dar atunci când va veni, cu siguranță o să ne dorim să îi oferim tot confortul, să se simtă ca la ea acasă și cel mai probabil va sta în dormitor. Deci atunci când vine, o să vreau să mut toate lucrurile ei în dormitor ca să aibă acolo o cămeruță a ei. Dar până una alta, v-am zis, vreau să le scot pe toate ale mele, pe toate cele de pe Vinted și să vă readuc aminte dacă vă interesează ceva. Să de pe de aici, din ce o să vă arăt, intrați pe Vinted că le găsiți la prețuri de până în 50 de lei. Mai am vreo 3 perechi de scoși și vă arăt imediat. Deci, sunteți practic băgați în dulap la mine. Deci, mi-a venit, deci m-a trăsnit efectiv dintr-o dată o idee. Chiar și mă gândeam, unde îmi pun eu tăs papucii ăștia? Pentru că eu vreau să-i pun undeva, tăs la un loc, să fie la vedere și atunci când mă îmbrac, îmi fac outfit-uri, mă rog, să-mi fie mai ușor să-mi fac outfit-uri și să nu iau întotdeauna aceeași pereche de sandale, îi comodă, îi neagră, se potrivește la orice, știți ce zic? Și m-a trăsnit ideea, mă, budoarul meu e gol, sau mă rog, aproape gol, dar pot să mai golesc din el și oricum și dacă nu, golesc, în starea asta, cum e tot în cap vreo 10 perechi de papuși. Deci aici o să le pun. Când o să vadă George, îmi dă în cap, îmi dă în cap. Doamne, atâta am râs cu... Voiam să fac intervenția asta de multă vreme. Atâta am râs cu măicuța aseară. Probabil că ați mai văzut și voi prin clipuri. Am văzut cum mi-ați lăsat și comentarii. De exemplu, clipul cu... DIY-ul în care am lucrat amândoi la foc continuu și la foc automat ca să iasă ceva drăguț. Ați văzut că există cumva tot felul de replici între noi în care aveți impresia că, de fapt nu aveți impresia, chiar așa e, el țipă la mine sau eu țip la el și ne oferim un fel de, nu știu, semi-jicniri. Să știți că nu e absolut nimic real, totul e sub formă de glumă. Eu cu George în 2 ani de zile ne-am certat o singură dată pe bune, adică chiar ne-am certat o singură dată și atunci dintr-un motiv foarte, foarte întemeiat, adică noi efectiv ne certăm, deci nu vreau să fiu ipocrită, credeți-mă pe cuvânt că nu ne certăm și poate câteodată eu, pentru că sunt nebună cu capul, parcă aș avea chef așa să mai am o discuție în contradictoriu cu cineva și efectiv n-am cu cine, pentru că el e foarte calm. Suntem două fii foarte diferite, chiar dacă noi suntem aceeași zodie. Eu sunt întotdeauna agitată, vorbesc mult, nu știu, îmi dau interesul, ascult tot felul de situații, îmi dau cu părere și așa mai departe. El îi n-are nicio treabă, el își vede viața lui liniștit, deci nu chiar n-are nicio treabă. Și asta voiam să vă spun când am început intervenția, că aseară ta am râs cu mami, pentru că și mami se uită la noi, că noi gen țipăm unul la altul, nu știu, dar e sub formă de glumă și mami se uită la noi, terminați, voi frate, nu vă mai dați în cap, nu mai țipați unul la altul, nu mai nu știu ce. Da, abia așteptăm să vin acasă ca să terorizăm cu asta, pentru că o să încerc anul ăsta să surprind mai multe momente de genul ăsta. Deci voiam să fac intervenția asta ca să fie totul clar pentru toată lumea. Și acum să revenim la papuci. Deci, bună ziua! Ăștia sunt toți papucii care sunt postați pe Vinted cu prețuri de până în maxim, da, maxim 50 de lei. O să vi arăt ca lumea pe fiecare mai îndată. Și aici sunt amestecați papuci de vară cu papuci de iarnă și o să facem imediat selecția. Era să zic preselecția. Ce preselecție visez eu, nu știu. Și aici avem papucii lui George plus o pereche de bocaj de-ai mei. La fel, sunt papuci pe care îi poate purta vara, sunt papuci pe care sunt doar de iarnă. Vedeți cizmele astea, pantofii ăștia, nu cred că o să-i poarte anul ăsta, că chiar n-are unde. Așadar, de aici o să iau pe toți, o să păstrez doar ce poartă acum și o să-i pun undeva sus acolo, pentru că am mai mult loc liber. Aici, chiar vorbeam cu George, ar fi fost atât de bine să mai avem cel puțin două rafturi, sau nu, cel puțin unul, dacă nu două rafturi, dar nu știu cum să facem, că... Să fie la fel, să fie pe măsură, de unde să le luăm, cum să le facem, nu știu, să ne mai gândim la asta, dar dacă mai avea două rafturi aici, era... Doamne, deci încăpeau tăți papucii, vă dați seama. Și acum, hainele astea de aici, care nu sunt atât de multe, sunt de iarnă, ar putea să încapă aici, pentru că aici, stați că nu știu cum, stați să dau cu wide. Așa, poate vedeți, aici este o secțiune așa a dulapului care îi foarte îngustă, vedeți, e cât
îi îngustă cât palma mea și nu încap foarte multe chestii, dar oricum vreo 3 tot în cap, 3 sus, 3 la mijloc și, mă rog, aici nu prea mai în cap, stați că deja se face întuneric și mai e și un raf jos, dar nu se mai vede. Dar ideea e că eu nu ajung până acolo, că sunt foarte nică, iar aici vine ușa și n-am unde să bag, aici sta, scaunul, ca să ajung sus acolo, deci o să lăsăm asta pentru când vine George și o să-l rog pe el să le mute acolo sus și aici poate mai pun altceva. Așa, i-am aranjat frumos aici, ia uitați. Ăștia sunt papucii care sunt puși pe Vinted și o parte dintre ei, 2-3 perechi, sunt ale mele. De fapt, stați așa, mai multe, 3-4 perechi sunt ale mele și restul sunt alu Măicuța. Deci, am ciocatile astea de vară, care sunt extraordinare. Deci, cred că sunt puse la 15-20 de lei pe Vinted, sunt noi nouțe, Măicuța nu le-a purtat. Eu le-aș purta din tot sufletul, dar îmi sunt înguste aici pentru că v-am mai spus eu problema mea cu picioarele. Ăștia sunt tot alu Măicuța de vară, ăștia sunt pantofi de la Zara cu toculeți mic așa și lăcuiți, foarte comozi și exact aceeași pereche pe vișiniu. Astea sunt niște cizme de ale ei care la fel arată foarte scump, deci credeți-mă că nu au fost ieftine absolut deloc. Sunt un pic purtate, dar mai pot fi purtate multă vreme de acum încolo, negre, maro. Astea sunt cizmile mele, care sunt din piele naturală, combinații de piele naturală cu piele întoarsă naturală și cu toc așa, sunt foarte, foarte faine, nu înțeleg de ce nu le-o cumpăra nimeni. Astea sunt din piele naturală, de alu Măicuța, foarte elegante. Astea le-am purtat de... Le-am purtat mult, mult, mult. E timpul să renunț la ele. Ăștia sunt, vedeți, niște balerini noi, nouți, de alu Măicuța. Așa arată. Astea sunt niște cizmulețe tot de alu Măicuța. Ăștia sunt niște papuși pe care am luat din second hand, dacă vă aduceți aminte. Nu i-am purtat niciodată. Sunt din piele cu blană de asta de oaie sau ce-o fi asta. Sunt extraordinari. Deci sunt superbi, dar efectiv nu mi se potrivesc garderobei. Cam asta este ce găsiți pe Vinted. Și în cazul în care nu le găsiți pe Vinted, intrați pe Vinted și nu le găsiți acolo, postate, îmi dați mesaj, v-am obișnuit, da? Ori pe Vinted, ori pe Instagram, ori comentariu pe YouTube, ori pe TikTok, ori pe Facebook, unde vreți voi, mă găsiți peste tot și eu le postez. Și în momentul în care le postez, voi le cumpărați, da? Din nou, n-are nicio legătură cu clipul, dar tocmai ce am văzut un clip pe TikTok cu Mondiala... O pățit ceva extraordinar de grav, i s-au furat 17.000 de euro din cont... Că a vrut să dea comandă de un suport de telefon. Doamne ferește, niciodată în viață n-am dorit răul nimănui, dar întotdeauna am spus, karma se întoarce. Deci aveți grijă, vă rog din tot sufletul, karma se întoarce. Toți banii ce ea erau bani pe care ei i-au făcut înșelând oamenii și trimițând slănină și roșii mucegăite. Deci nu mai, Doamne, nu vă mai gândiți să faceți tot felul de giumbușlucuri. Mereți la muncă, mă, oameni buni, mereți la muncă, să revenim. Bun, Shamu, haideți să punem să aranjăm toți papucii ăștia. O să-i dau la o parte pe ăștia de, mă rog, nu știu, plus minus iarnă. Și o să rămân cu aiștea care-s de vară, că până la urma urmei ăsta e... De fapt, nu cred că am pus bine titlul la clip. Cred că ar fi trebuit totuși să pun, nu știu, ordine, declutter și curățenie în dulap. Cred că ăsta ar fi fost clipul, ăsta ar fi fost numele perfect la clip. Da, uite, de exemplu ăștia care îs... aparent de iarnă, o să-i păstrez ca și când îs de vară, pentru că pot mai pot să îi port la evenimente. Ăștia îs o pereche de papuci, care îs numiți canapelile, pentru că arată ca o canapea de aia de pe vremuri, îs făcuți din materialul ăsta. Țin minte că i-am luat de la, mă, de la ce magazin? De la Forever 21, la reducere, parcă, din câte mi-aduc eu aminte, i-am purtat de le-o venit rău și arată în continuare, efectiv, într-o stare perfectă, arată foarte bine în picior, nu i-am mai purtat de o grămadă de vreme, așadar îi scot la interval ca să îi pot purta. Mai departe, am acești papuși pe care i-am purtat, cred că, o singură dată de când i-am luat dintr-un second hand, acum foarte multă vreme, foarte, foarte, foarte mulți ani, pentru că îi văzusem la toate vedetele astea din afară, n-avea nimeni în momentul, în momentul acela Adidas cu toc, tenis cu toc și i-am găsit într-un second hand și am avut impresia că am descoperit America. Ăștia sunt, așa arată și, Doamne, îs
efectiv superbi. Și de ce nu i-ai purta, de ce nu i-am purtat niciodată, nu pot să înțeleg. Așa că și pe ăștia îi scot la interval, trebuie neapărat purtați. Uitați numai ce calapod frumos au aici, că vine tot cu așa un pic spre, spre mijlocul călcâiului. Asta face ca un pantof să fie mult mai comod de purtat și cumva tocul să fie mult mai, mult mai comod de purtat. Îs o leacă murdari aici și tot am încercat să-i curăț cu tot felul. Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi dacă aveți vreo, nu știu, soluție minune pe care, cu care i-aș putea curăța. În rest arată absolut în perfectă stare. Îs absolut super, ce să zic. Îi pun și pe ăștia aici, îi scot la interval. Am această pereche de papuci. Vreau și să îi spăl pe tăți, să le dau un refresh cu periuța și așa. Și abia după aia să-i pun în budoar. Ăștia sunt o pereche de... Astea sunt o pereche de sandale pe care i-am luat de la Bershka, dacă nu mă înșel, în urmă cu mulți ani. Și vreau să vă spun că asta este singura pereche de sandale pe care eu o iau întotdeauna când mă duc la drum lung și trebuie să conduc. Îs atâta de comode, ba, au o talpă atât de cumva moale și tare în același timp. Deci îs ceva, trebuie numai spălat și curățată talpa, că e murdară, dar îs ceva, hai de mine, deci îs foarte, foarte comozi. Bun, mai departe, am această pereche de pantofi pe care vă aduceți aminte că am găsit într-un second hand, pe care nu îi voi purta niciodată în viața mea, îi țin doar ca să-i pun în vitrină. Ăștia sunt, la fel și curățați de praf. Mi-ați și scris una dintre voi pe Facebook, mi-aduc aminte că dacă îi dau, nu îi dau, pentru că îs Dita Von Teese, deci îs tot ce visez în lumea asta, uitați numai. Deci pe ăștia o să-i țin și o să-i las moștenire nepoților. Așa, mai am pantofii ăștia, de care îmi pare foarte rău pentru că i-am cam jegărit, i-am purtat la muncă foarte mult timp, pentru că îs foarte frumoși, îs foarte comozi, îs foarte eleganțe, potrivesc la orice ținută de asta de birou. Așa arată pantofii ăștia pe care i-am găsit la Monda, dacă nu mă înșel, la fel trebuie curățați și ăștia cu piele de asta naturală de zebriță aici. Deci arată ceva extraordinar, curățat și în ultima vreme, cred că am vreo 3 luni de zile în care nu i-am mai luat deloc la serviciu, am zis că vreau să-i las un pic pe dreapta ca să pot să mai profit de ei, pentru că astfel de pantofi nu găsești la gen 20 de lei în niciun caz. Mai departe am noii mei pantofi preferați de eveniment și nu numai. Ăștia pe care i-am luat, dacă nu mă înșel, cu 20 de lei din H&M la reduceri. Sunt pantofii mei preferați, am purtat la aproape toate evenimentele în care am fost în ultimii 2 ani. Ăștia sunt cu... Îmi place foarte mult botul pentru că este extraordinar de alungit și de ascuțit. Am avut foarte mare grijă să nu-i belesc în vârf și chiar am reușit să fac asta, chiar dacă am mers prin chetre cu ei, sunt foarte, foarte rezistenți. Și place foarte mult tocul, nu sunt foarte înalți, sunt foarte, foarte eleganți, sunt foarte comozi, nu mă strâng aici în față, îs ceva de nu se poate, uitați cât de fain îs. Și pe ăștia îi păstrez cu sfințenie. Mai departe îi mai am pe ăștia Animal Print pe care i-am luat de la Bologna dintr-un târg, care sunt absolut superbi, dar trebuie neapărat să le fac ceva pentru că mă strânge bareta asta din spate și nu știu ce să le fac. O să vorbesc cu George să-l rog să mă ajute să fac ceva cu ei. Ăștia au un calapod, de zici că de la brandul ăla direct, de la Louboutin. Și îs copie oricum fidele cu talpa roșie și cu Animal Print, îs ceva absolut superb, deci n-ai cum, dar am evitat să-i port pe lângă piptoul ăsta din față care e atât de elegant, e atât de sexy, atât de... Deci pantofii ăștia îs sexoșenia în materie de pantofi, deci n-ai cum, nu există pantofi mai sexy decât ăștia, dar... Trebuie neapărat să fac ceva cu asta, pentru că în rest îi port, sunt comozi, cât de cât comozi, pentru că au platforma asta aici, nu sunt atât de comozi precum ăștia, dar merită, având în vedere că sunt extraordinar de frumoși. I-am purtat de vreo 2 ori, dar m-o rup la picioare, m-o rup la picioare din cauza ăsteia. Mi-este foarte, deci asta cumva e mai scurtă decât asta, unde vine mie călcâiul și efectiv îmi taie partea din spate a piciorului. Mai departe, mai am ăștia pe care mi-o cumpăram măicuța când a venit în țară. Data trecută i-am luat de la outlet de la Adder din Grand Arena.
mergeți acolo că au niște reduceri și au niște modele de pantofi de efectiv te lasă cu gura căscată, ăștia sunt. I-am purtat foarte mult la piscină și nu numai, îs extraordinar de comozi cu chestia asta aici care e din piele naturală. Găsiți foarte multe perechi de pantofi la ei, de la Greeks, de la foarte multe, ziceți, branduri. Ăștia sunt de la Goldir, sunt în întregime de piele, până și talpa asta e de piele și aici, vedeți că are așa, îi foarte, foarte moale și cu platforma asta Dita Mai, deci îs doamne, doamne, și vreau să-i scot la interval din nou ca să-i port. Și o pereche de papuci de eveniment, de vară, sandale, de care eu am uitat, pe care dacă vă aduceți aminte și vă uitați la mine de multă vreme, i-am găsit cu vreo 2-3 lei într-un second hand, papucii mei preferați de geisha, mi-am adus aminte de ei pentru că acum i-am scos de sus din dulap. De asta am vrut să fac asta, pentru că uitasem de ei. Ăștia sunt... Deci n-ai cum, îs ceva de n-ai cum, n-ai cum, uitați-vă leacă florile de cireș, geisha, uitați-vă leacă la cum arată, doamne, vreau neapărat să iau la eveniment, uitați cât de fain arată. Și, haideți să vă spun ce sunt plac cu papucii ăștia. I-am avut la cununie la Alex, dacă nu mă înșel, și când am plecat, când am plecat dimineața spre casă, gen după petrecere, noaptea de după petrecere, am călcat strâmcuii și efectiv le-am rupt o baretă de asta. Și ce-am făcut că m-am descălțat la ușă și după aia când am plecat de la Băilești, ce credeți că s-a întâmplat? I-am uitat acolo, bă! Bă, de ce am uitat acolo? Cum am putut să fac asta? Și după aia, data viitoare când m-am dus, gen peste 6 luni sau un an, nu mai țin minte exact, tatăl meu mi-a lipise și acum îs gata de purtat și mi-a lipit foarte, foarte bine, nu se mai vede absolut nimica și, doamne, îi ador pe ăștia, abia aștept să îi port. Ar trebui să fac un clip și pentru TikTok cu colecția asta. Și acum, haideți să continuăm, că ăștia sunt numai aia pe care i-am scos din dulap, dar mai am și alții, șlachii ăștia, care i-am de la măicuța, pe care i-am de la măicuța și vreau să vă spun că ăștia-s un gen de la de papuc pe care eu nu l-aș fi cumpărat neapărat dacă l-aș fi văzut în magazin. Dar, pentru că măicuța mi-o dat și am început să-i port și am văzut că sunt atât de comozi, atât de versatili, atât de simpli, atât de pe old fashion vibe, îi port efectiv fără încetare de când o veni vara. Am avut o perioadă în care nu-i găsam, nu știu pe unde erau băgați pe acolo și la un moment dat, din momentul în care i-am găsit, tot i-am purtat. Mai am perechea asta pe care am luat-o de la un second hand. Bă, dar cum găsesc eu și la un preț de ăsta de gen 10-20 de lei? Și arată absolut perfect cu talpă de lemn și uitați asta. Că acum cu talpă de lemn găsesc și foarte multe, dar pe mine asta. Asta de aici, partea asta m-o da pe spate cu astea aici și cu catarămile astea. Bă, deci par atâta de scump și de bună calitate. Deci n-ai cum. Uite o leacă cât de fain e. Bineînțeles că o să pun și ciocatile aici, aveți și în cele mele ciocate din piele naturală pe care le-am luat dintr-un second hand și le ador. Și acum mă duc să aduc de la ușă. Am mai găsit la ușă una, două, la sfârșit le numărăm, promit. Una, două, trei, patru, cinci, șase perechi. Și avem sandalele astea pe care le-am luat cu vreo 2 lei dintr-un second hand acum mulți ani și i-am purtat vara asta, i-am purtat și la eveniment, i-am purtat și pe stradă. Așa arată, sunt niște sandale de alea tip Kylie Jenner, Kim Kardashian, cu o fustă de aia lungă și cu sandalele astea așa care, știți, flancă în picioare. Șmecherie treaba, azi din piele, la fel. Dar, cumva, vedeți? Bă, deci contează atât de mult croiala și calapodul și tot ca să-ți arate așa piciorul elegant, știți ce zic? Mai departe i-am pe ăștia pe care am luat cu 20 de lei de pe Vinted, pe care la fel îi voi păstra de vară pentru că îi mai port la serviciu și nu numai, dar în special la serviciu îs efectiv în stare perfectă, îs absolut superb, am primit complimente în legătură cu ăștia. Îi mai am pe ăștia care sunt veșnica mea pereche de sandale pe care le port cumva de zi cu zi, să zic, ăștia sunt, mi-au plăcut extraordinar de mult, au fost viral la un moment dat într-un an și i-am găsit și eu la Bershka, la reducere, am dat vreo 40 de lei pe ei, într-un an, nu știu, la sfârșit de vară, ceva de genul și mi-am luat. Mai departe i-am pe șlapii ăștia, care la fel îi iau, gen, îs puși acolo la ușă și dacă mă duc până jos să duc gunoiul sau la magazin sau, nu știu, repedea până la Lidl, mi-au în picioare. Așa arată, îs șlachii ăștia de la Sinsei, pe care i-am luat, cred că cu 20 de lei, dar
Sunt niște șlachi simpli, dar în același timp nu sunt chiar șlachii cei de plajă. Știți ce zic? Arată bine, sunt aici din piele, așa, bună treaba, de trebuie spălați. Bine, dracu, i-am scos pe tot și acum îi spăl. Ăștia sunt o pereche de papuci care îmi plac extraordinar de mult și am început să-i port în ultima vreme la serviciu. Papuci de ce de școlăriță, i-am luat dintr-un second hand și mi-a plăcut extraordinar de mult și îmi plac în continuare. Și îi mai am pe ăștia pe care la fel i-am jăgărit la muncă pentru că sunt foarte comodi și îmi plac foarte tare. Ăștia de la Cult, la fel i-am luat de pe Vinted cu vreo 40 de lei și arată într-un mare fel. Îs de o nuanță verde așa cu negru. Îs extraordinar. Am primit un mesaj pe WhatsApp de la un număr, eu nu știu cine e numărul ăsta. Așa, și stați așa. Mai am bocancii mei veșnici de la Moja, vechi de mai mult de 5 ani. Doamne, cred că au 6 ani, 7 ani. Bocancii ăștia așa arată din piele naturală, trebuie numai spălați, arată ca noi. Numai șireturile le-am înlocuit pentru că mi se rupseseră, dar în rest arată absolut superb și îmi place foarte mult să-i port, în special vara. Și acum să-i numărăm. Bun, cam scurt clipul de astăzi, da? Asta e, mai avem clipuri de 40 de minute, mai avem și clipuri de 15-20 de minute. Cam așa stă treaba cu flow-ul pentru YouTube. Am numărat toți papucii și toți papucii mei pe care eu o să-i port vara asta și nu mă las până nu-i port cel puțin de două ori pe fiecare dintre ei, pentru că altfel o să încep din nou să dau din ei și să îi tai la jumate. Vreau să am chestii la mine în casă doar pe care le folosesc și o să înceapă declutter masiv, vă promit. Le-am numărat, sunt 19 perechi. Iar eu am la dispoziție foarte multe zile, cel puțin până la sfârșitul septembrie, să-i port pe fiecare, în fiecare zi, la cel puțin două, de cel puțin două ori. Și haideți să vă arăt cum am organizat totul. A, faceți abstracție de faptul că încă nu i-am curățat, pentru că o să-mi ia mai mult timp să-i curăț, să-i las la uscat și așa mai departe, după aia să îi pun pe fiecare unde și-au locul. I-am pus și într-o altă fereastră, poate astăzi sau mâine, o să mă apuc să-i curăț pe fiecare. Așa arată budoarul meu, mai nou, cu papuci în el. Și am pus aici ăștia, care sunt imposibil de purtat, iar restul, majoritatea cu toc, de fapt toți îs cu toc, i-am pus cumva pe cei mai arătoși și la care țin eu cel mai mult aici. După aia, la ușă pe raftul ăsta pe care îl avem, uitați, e un raft improvizat. De aici, la fel, trebuie să încep să strâng totul și să pun în dulap, dar de asta am și făcut schimbarea asta astăzi, ca să am loc aici în dressing să pun toate hainele alea care sunt pe umeraș și acolo, mă rog, pe cuier, pe care nu le mai purtăm, că gen sunt tot felul de trenciuri și așa mai departe, e vara acum, nu le mai purtăm, dar v-am spus, repet, de asta am făcut curat aici, ca să am loc să eliberez de acolo și să le pun aici în dulap. Și acum, aici am pus papucii lui George, Adidas și papuci de iarnă, dar Adidas și nu prea-i poartă ăștia, și papucii lui de iarnă de casă pe care nu-i poartă acum, are alți șlapi. Aici sunt o parte din papucii mei pe care îi port la serviciu și nu numai, am ciocatele acolo în spate. Aici am mai pus vreo 2-3 perechi și, surprise! Aici a rămas tătul gol și am pus geanta asta mare aici care e plină cu alte genți. Îl aștept pe George să vină acasă să vedem, poate mai sortăm din ele dacă avem nevoie de toate, dacă nu, la revedere. Și am rezolvat problema și totul îi declutter, totul îi mai liber, mă simt mai satisfăcută. Între timp am făcut curățenie, am schimbat lenjeria, am șters praful peste tot. Ce am mai făcut? În bai am călcat, am strâns haine de pe stander, am băgat lenjeria aceea pe care am luat-o de pe pat, la spălat, s-a terminat, mă duc să o scot, să o pun la uscat. Mi-am făcut curat pe măsa de machiaj. Uitați! Am scos la purtător tava asta din dressing, întotdeauna le mut între ele, aici am pus totul așa, am aprins lumânări aici, trebuie să mă duc să aprind și în restul casei ca să miroase totul bine. Și mai am să fac curățenie în baie, am scolat la final, mai am să dau cu aspiratorul, să dau cu mopul. Ideea e că tot aștept pentru că nu știu cum să fac ca să mă încadrez în timp, pentru că vreau să îi gătesc lui George niște feluri de mâncare foarte mișto, dar pe care voi le veți vedea data viitoare, vreau să fac un clip separat cu asta. Iar pentru asta trebuie să mă duc să mă machiez, să-mi ia ceva drăguț pe mine, să-mi aranjez puțin părul pentru că vreau să fie așa un clip de la Nara Smith de pe TikTok.
Și vreau să mă încadrez cumva în timp și să fie totul cald atunci când vine el și nu știu cum să fac, mă tot fofilez prin casă. Dar o să le duc eu la capăt pe toate. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc din tot sufletul. Îmi cer scuze că a fost prea scurt, poate pentru unii dintre voi clipul de astăzi, poate pentru alții nu. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați urmărit și astăzi și vă pup cu drag. Noi ne vedem data viitoare!